Ediția a patra a Galei Valor de România, găzduită de către Palatul Bragadiru din București, a adus în lumina reflectoarelor și o campioană de la clubul Steaua București. Canutoarea Gianina Beleagă a fost premiată de către revista Biz la secțiunea Sport pentru rezultatele excelente obținute în 2018. Este onoare că am fost invitată la această gală. Mulțumesc echipei Biz, mulțumesc Steaua, pentru că datorită lor am fost din nou recunoscută și mi-a fost recunoscută munca și sper că vor fi cât mai multe de acest premii de genul ăsta, pentru că Până la urmă, toată munca noastră ar trebui să fie cunoscută. Janina Belaga a fost numită, alături de colega sa de barcă Ionela Cozmiuc, sportiva numărul 1 a Federației Române de Canotaj în 2018, cele două canotoare cu cerind anul trecut medalia de aur la Campionatul Mondial de Seniori de la Plovdiv, în proba de dublu vâsle, categorie ușoară.